În cadrul rubricii noastre de astăzi facem cunoștință cu o nouă personalitate a primei jumătăți de secol 20. Ion Pilat, pentru că despre el este vorba, s-a născut la data de 31 martie 1891 la București, în casa părintească de pe Calea Dorobanților. Ion Pilat făcea parte dintr-o familie înstărită, cu strămoși figuri de reper în istoria poporului român. Tatăl său, de la care a preluat și prenumele Ion, era un moșier și parlamentar, iar mama sa, Maria, era cea de-a doua fică a lui Ion Brătianu. Cel ce avea să fie un renumit reprezentant al tradiționalismului în literatura românească, își va petrece mare parte a copilăriei la moșia bunicului său, unde va urma și clasele primare. Ulterior va frecventa cursurile școlii gimnaziale în Pitești și București, reușind ca în anul 1905 să fie absolvent al clasei a 8-a la liceul Sfântul Sava din capitală. Ion Pilat va părăsi România imediat după absolvirea ciclului gimnazial, alături de mamă și cei doi frați ai săi, și va începe să studieze la un renumit liceu din Paris. În 1909 promovează examenul de bacalaureat, iar în anul imediat următor devine student al Universității din Sorbona, unde va studia preponderent geografie, istorie, litere, dar și dreptul. Câțiva ani mai târziu reușește să devină și licențiat în litere și drept, pe toată perioada studenției, dedicându-se scrierii de poeme și poezii. În anul 1915, Ion Pilat se căsătorește cu Maria Procopie Dumitrescu, de meserie pictor, alături de care va avea doi copii, Dinu și Pia Pilat. Titu Maiorescu, o prezență remarcabilă în viața sa, îi publică de-a lungul anilor mai multe poezii în revista Convorbiri Literare. Demnă de evocat este și activitatea lui Pilat ca editor și publicist. Acest reprezentant de seamă al literaturii române reușește să editeze și să aducă la lumină mai multe volume ale unor renumiți poeți ai acelor timpuri. Dintre aceștia îi amintim pe Alexandru Macedonski și George Bacovia. Ion Pilat s-a mai afirmat de-a lungul timpului drept un politician demn, dedicat trup și suflet țării sale. Acesta se va implica activ în campania din Bulgaria, deținând funcția de sublocotenent în timpul războiului balcanic. Patriotismul său și dragostea față de țară se vor vădi adesea și în marea majoritate a operelor sale. Ion Pilat vede astfel în creația de tip folcloric cea mai elocventă expresie a sufletului românesc și subliniază necesitatea păstrării legăturii cu trecutul, cu oamenii pământului și cu tradiția. Dintre cele mai cunoscute opere ale lui Pilat amintim Visări păgâne, Pe Argeș în sus, Satul meu, Biserica de altădată sau volumul poezii, editat în anul 1944. Ion Pilat trece la cele veșnice la data de 17 aprilie 1945, la vârsta de doar 54 de ani.